spunea în epistola sa, una din epistole sale, că în Efeseni, un lucru foarte real și adevărat, care de multe ori și eu o să spun la, poate nu că ne socotesc, dar cred că e nesocotire atâta timp cât eu cred că atunci dacă stai nepăsător față de un cuvânt care ți se spune și nu faci nimic, e, mai mult de atâta este o nepăsare, este o, de fapt o neîncredere, ceva de fapt care poate că crezi că nu e așa sau nu are valoare. Și el spunea printre altele că e nevoie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu ca să poți face față, să poți face față și să poți ține piept împotriva uneltirii diavolului. Diavolul uneltește lucruri care sunt foarte, foarte grele pentru noi și lucrul acesta, ca să poți ține piept ca într-o bătălie, într-o luptă, uneltirile care le facem fiecare zi, Biblia și Apostolul Pavel le spune celor din Efes că și înștiințează și îi face conștient de faptul că ei nu luptă împotriva cărnii și sângelor. Cu alte cuvinte, deci, nu oamenii sunt ținta, de fapt, noastră. Și noi nu avem o țintă ca să țintim în oameni. Și noi nu avem de gând și nici nu ne gândim măcar ca noi să facem rău oamenilor. Biblia ne învață să nu întoarceți nimeni rău pentru rău, dacă e cu putință, să trăiți în pace cu toți oamenii și mai ales cu frații în credință și dacă este cu putință. Dar cu privire la această luptă la care a fost chemați, Biblia ne spune că noi avem de luptat nu împotriva cărnii și a sângelui, și noi știm ce compune carnea și sângele, și împotriva nu orșicui, căpeteniilor, spune Biblia, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, auziți cum Pavel spune lucrurile în felul acesta, căpetenii, domnii, stăpânitori ai întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, duhurile răutății. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți împotrivi, să vă puteți împotrivi în ziua aceea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins, cu adevăr îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestor lucruri luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Sunt niște lucruri foarte importante și Domnul să ne ajute, să mă ajute și pe mine, să luăm în considerare. Am văzut că lupta e din ce în ce mai grea, e aprigă, diavolul lovește la toate încheieturile, pe toate părțile, la orice lucru și ajungi la un moment dat să fii și sau să fiu biruit de lucruri care altădată erau fără însemnătate, nici nu le băgam în seamă. Mi-aduc aminte atunci când Domnul spune, le spune că păstorul va fi bătut și oile vor fi risipite și Domnul Iisus va fi dat la moarte și va trebui să moară. Petru spune că el până la moarte va fi cu el și dacă toți îl vor părăsi, el nu îl va părăsi. Și printre altele, Domnul Iisus Hristos îi spune că satana a cerut să vă cearnă ca grâu, dar eu m-a rugat pentru toți, s-a rugat, dar în special pentru Petru, a spus, ca să nu ți se piardă credința, m-am rugat. Nu știu cât de mult înțelegem, cât de folositoare a fost rugăciunea pe care Domnul Iisus a făcut-o pentru Petru. Îl văd pe Petru luptându-se împotriva căpetinilor, aș putea spune, biruit, aș putea spune, de niște voci care au ale unor femei și ale unor slujnice de acolo. A fost învins, aș putea spune, și n-a putut să țină piept sau să facă față acestei lupte, aș putea spune, care nu-i, pentru noi, aș putea spune că mulți am zice în ziua de azi, slab a fost Petru. Dacă eram eu, eu nu mă lepădam. Eu știam ce să răspund. Vreau să spun că nu e așa, nu așa stau lucrurile.
S-ar putea, cum spunea cineva, să ne speriem și de o muscă, dacă nu suntem atenți, pentru că suntem oameni și Dumnezeu cunoaște mai bine care și cum stau lucrurile. Dacă simțim că suntem tari sau avem tărire, dacă cineva crede că stă în picioare, să ia seama bine să nu cadă, cine zice că stă în picioare să fie foarte atent. Că a sta în picioare, vreau să vă spun că noi la un moment dat, când am venit la pocăință, nu puteam face nimic. Și ne-am rugat Domnului să ne întărească, să ne dea putere. Și ne-am trezit că avem putere, ne-am trezit că putem face multe lucruri. Am simțit că cineva ne păzește și avem o putere. Încât la un moment dat, noi am crezut sau credem că puterea asta ne însoțește, ca pe Samson, și putem face orice, că puterea rămâne. Vreau să spun că s-ar putea să ne trezim la un moment dat, dacă ne încredem sau ne vizim pe noi, sau credem că suntem mai buni decât cei care sunt slabi acum, sau care cad acum, sau care astăzi nu poate să stea în picioare, am ajuns la concluzia asta, să înțeleg, s-ar putea ca data viitoare sau altă dată să nu se întâmple, dar este îngăduit să treci pe același drum și să, ca altă dată, te scuturai și aveai putere și acum nu mai ai nicio putere și acum ești slab și te trezești că spui lucruri sau cuvinte care altă dată nu ți-au ieșit din gură, te superi, te enervezi sau spui lucruri care altă dată pe alții judecai sau îi condamnai și astăzi ești și tu un fapt împlinit în care spui n-am putere. Am voință să fac binele, dar n-am putere. Văd în mine ceva care se luptă, care mi-a presus de puterile mele și nu am voință, dorința mai este, dar nu mai există puterea. Asta nu se întâmplă ca să ne aducem aminte că, de fapt, când aveam putere, nu erau pe puterile noastre, ci era pe puterea Domnului. Dacă astăzi cineva poate să strige în necaz, slăvit să fie Domnul sau glorie lui Dumnezeu, vreau să spun, dragul meu, că nu o faci din cauza că ai mai mulți ani de pocăință sau ai crescut la pocăință sau că ai un avantaj că ai trecere mai mare înaintea Domnului Iisus Hristos. Vreau să spun că dacă putem sau avem netezite cărările, vreau să spun că se datorează faptului că Dumnezeu vede, a văzut lupta ta, vede slăbiciunea ta, Și vede smerenia ta și supunerea ta față de El și față de frățietate și față de oamenii care îi vezi, că vorbești cu dragoste, îi înțelegi pe toți și situația de moment sau vezi pe cineva căzut sau lecând și îi vorbești nu pe un ton înalt, nu te duci și spui că ca și cum tu ai fi cineva și el a ajuns nimic, ca și cum tu te vizui pe puterile tale și celălalt nu mai este nimic, Domnul Iisus se uită la tine, vede poziția ta și atunci în situația asta ți se întâmplă că te-ai vizuit pe puterea și pe înțelepciunea ta și nu-ți mai netezește cărările și mâine să te trezești într-o luptă în care vei fi biruit și atunci îți dai seama de fapt că ai greșit, îmi pare rău, nu-ți mai bun nici eu. Dacă vă duceți aminte, la un moment dat Ilie atât de încrezător era, încât nu e rău să fii tare, să fii încrezător, dar la un moment dat să nu te vizui pe tine, e bine să fii curajos, e bine să fii credincios, e bine să fii împlăcărat, dar la un moment dat lucrurile s-ar putea să te facă să alunești dacă nu ai grijă. Și Ilie, la un moment dat, aduceți-vă aminte, vine de pe Carmel și după ce coboară în vale din nou, este amenințat de Izabela și pleacă pe drumul pustiilor și cuvintele lui sunt cuvinte slabe, cuvinte, aș putea spune, de un simplu, nu-ți mai bun decât fuge pe drumul pustiului și spune, se pune jos și se plânge acolo. Nu era nimeni, dar Dumnezeu îl vedea și printre altele se compătimea și spunea, nu-s mai bun decât părinții mei, că slab, n-are rost să mai merg înainte, lupta s-a terminat, mă pun jos, mai bine mor, nu-mi trebuie nici mâncare, nu-mi trebuie nimic, din nou iau de la capăt, iar drum. Altă dată, drumul pustiului și cheritul era extraordinar pentru el. L-au întărit în așa fel încât a putut să meargă pe Carmel de acolo și să dea o luptă și să se ducă să câștige o bătălie mare, să fie atât de victorios încât să taie capul tuturor prorocilor falși. Și-o povitea și fără frică. Și astăzi, de acolo venind, după o luptă așa victorioasă, s-a crezut că puterea asta poate să-l însoțească în permanență, s-a trezit că nu mai are putere, s-a trezit slab, mai slab decât toți și a cerut să moară că nu are rost, că nu mai face față. Și totuși Domnul vine și trimite un înger și îi spune, ai un drum lung de făcut, nu-i gata lupta, ridică-te, ți-am dat dus mâncare din nou, mănâncă, scoală-te și mergi înainte, că ai de luptat. Așa și noi avem o luptă de dus. Domnul ne încurajează, nu ne va descuraja niciodată, nu va veni și va spune ce slab ești, pentru că El știe că sunt slab. Nu va veni și va zice, vai, ce rău ai ajuns. Niciodată, pentru că El știe
Niciodată nu ne va descuraja, ci El când se uită la noi și ne vede slab, El un singur lucru vrea spune. Poți să fii tare, dacă vrei acum, dacă vrei când vrei tu. Important este să te recunoști. Să recunoști pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân și să recunoști că El poate totul și să te smerești înaintea Lui, să nu te mai bați cu pumnii pe piept, să pui capul jos, să nu te rogi mai mult ca El alt sau să te rogi cu capul sus, crezând că pe El alți n-au dreptul să ridice capul, numai tu ai dreptul. Te vezi mai bun decât ceilalți, pe El alți te vezi mai slab, te vezi un predicator bun, un proroc bun, un păstor bun, un slujitor bun, unul care dă mai mult decât ceilalți, ceilalți nu dau. Vreau să spun că lucrurile acestea nu te va ajuta niciodată să crești spiritual, ci te va face ca să-i vezi pe ceilalți răi sau mai slabi și tu să te vezi mai bun. Nimeni să n-aibă o părere despre sine mai înaltă decât se cuvine, ci potrivit cu ceea ce Dumnezeu a pus în noi fiecare, e tare bine să ne aducem aminte un singur lucru, mi-amintești cu asta, vrem să ne rugăm, să mi-aduc aminte, că mi-aduc aminte că aveam nevoie mare de eliberare, avem nevoie mare de Dumnezeu și eram pe ultima bancă și se predica pentru iertarea păcatelor, se predica pentru că Dumnezeu iartă totul și gata să vii la El să renunți și te va da putere să biruiești și vei ajunge să stai pe o stâncă. Dintr-o mocirlă, care nu puteai nici să faci nimic decât te zbăteai, vine o mână, te scoate și te pune pe o stâncă și îți pune și o cântare în gură și cânti. Și acolo pe stâncă râzi de ea care sunt mocirlă și tu cânti și lauzi pe Dumnezeu și îți bați joc de ea care sunt mocirlă astăzi sau au căzut de acolo de pe stâncă și tu râzi acolo crezând că stânca te ține și poți să faci ce vrei pe ea. La un moment dat s-ar putea să cad de pe stâncă și să ajungi nou mocirlă și să am nevoie de ajutor și mi-aduc aminte ce bine a fost. Și mă întorc înapoi la Domnul și Domnul întinde o mână și vrea să te întorci în fiecare zi. Dorința Lui e să nu rămâi mocirlă, dorința Lui e să nu rămâi acolo unde ai căzut. Dorința Domnului este întotdeauna să fii victorios. Lui place să fii victorios. Dacă lucrul ăsta nu-L mai glorifică pe El și te glorifică pe tine, nu-I mai place. Asta e singurul lucru care trebuie să fim atenți. Deci toate lucrurile pe care le facem, dacă urmărim bine și vedem că îi aduc slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu te ține în picioare și te ține tare și te întărește și îți dă putere să mergi mai departe. Dar dacă lucrul nu mai dacă ceea ce faci tu sau fac eu nu-L mai glorifică pe El și nu-L înalță pe El, nu-I mai place, orice ai face, poți să muți munții, poți să dai toată averea la săraci, poți să faci orice ai face, nu-I mai place, pentru că nu-L mai glorifică pe El. Atunci El îți ia puterea sau te lasă să faci în continuare ca un nebun, mă lasă și la un moment dat mă trezesc că toată lumea zice ăsta e mângu, ăsta e îngânfat, ăsta e ajuns să creadă că El face totul și tu crezi că ești bine și merge așa și e rău de tine și e rău. De aceea, dragii mei, e tare bine în seara asta să spui, Doamne, nu-s mai bun decât niciunul de aici și nici... Recunosc înaintea Ta. Nu vreau să dovedesc nici prin smerenia mea că eu sunt mai smerit decât alții și sunt mai păcătos. Există și situația aceasta să mă dau smerit sau să mă fac că eu sunt păcătosul, cum a zis celălalt, ca să arăt că eu știu să mă fac smerit. Deci asta e un alt pericol. Deci e bine să rămâi la așa cum ești și să recunoști Domnul ăsta sunt. Tu mă cunoști mai bine. Ajută-mă, nu mă lăsă. Vreau să fac voia Ta, vreau să vă cer. Iartă-mă. Sunt slab. Dacă stau în picioare, stau la autorităție, te rog, nu mă lăsa, ai milă de mine, vreau să rămân pe stâncă, vreau să nu fiu arătat cu degetul, vreau să fiu o lumină, vreau să te reprezint pe tine, vreau să te vadă toți că trăiești în mine, vreau să fiu liniștit, vreau să fiu calm, vreau să se vadă puterea Ta în viața mea, vreau să te proslăvesc pe tine, vreau să fiu lumină. Și Domnul e gata să te îmbrace astăzi pe tine și pe mine, e gata să-ți dea eliberare și atunci cu această putere pe care avem, să ne aducem aminte să mergem și să ridicăm pe toți care au nevoie. Și să mergem cu gânduri bune, cu vorbe dulci și spunem, mai există o șansă. Și pentru mine a fost o mână întinsă. Există și pentru tine. Vino la Domnul. Și explici cum te-ai ridicat și când îmi place, ești un bun slujitor și poți să ridici pe alții. Hai de ridicăm pe picioare și cu gândul acesta.